Acum mergem în altă parte, nu știu unde. Thank you. Pe o biserică sau? Nu știu. Sau un muzeu. David. Bazar, noi ne-am pierdut de ghid, abia am găsit. Mamă, ce-mi place, mă simt ca în filmele alea de Moicio. Despre bune. Îmi place rău. Da, cu istoric, da. Cu clădiri de-astea vechi. Cu toate astea. Ai văzut locația asta? Nu, ceva de genul. Ieri. Ieri? Ah. Înainte. Și aici numai tablouri, numai de-astea. Ia uitați. Uite, faraon Tutankhamun. Am văzut. Suc apă să ne luăm după aia. Unde sunt? E în grup? Aha. Ah, take your thing. Da. În stânga. Uite, și pe noi ne-au lăsat în urmă. Ne-ați lăsat în urmă. V-am pierdut? Da. Ai, abia v-am găsit. Bine că după miros ai venit. Da. După miros. De Cămilă. De la Cămile. Nu miros mâine și acum. Cămile e imprimată și l-am dat acum astfel la de aceea, e cel mai frumos cu coana aici în Egipt. O să găsim în fiecare casă în Egipt, e coana asta. E familie sfântă, e vapor, magar și plămit. Adică când au întrat ei, au dat cu familie sfântă. Iisus a stat acolo. Da, Iisus, Josef și Maria Bemagar și piramide. De ce? Au trecut lângă piramide. Și Nil, vaporul. Când au plimbat pe Nil. Deci aici a trăit Iisus. Da. În camera asta. Nu, o să intrăm acum. Au, să intrăm acolo. Aici, haide. Aici e mența. Dar cum se numește aici? Aici? E, Biserica e Maria. Sau Biserica lui Abu Serga. Se numește Abu Serga. Deci aici ai trăit Iisus 100 de zile când era copil. 3 luni și când a întors, mai decidit în grup. Adică a făcut pauză când a întors. Era copil. Era 3 luni când a venit de aici. A, avea 3 luni. Da. Cu Sfânta Maria și Iosef. Și aici? Acum vedem, când vine toată lumea. A. Wow. Stai să vină toată lumea să vedem. Era fără balconul de la partea de la asta. Biserica asta, tavanul, biserica asta în forma oricălui Noia. În forma oricălui Noia, aici ar fi trei altare principale. Maria, Ion și George. Ce aici? Ce are aici? Când Cristina a intrat aici, a fost altă religie. Înainte de Iisus a fost altă religie. Înainte de Iisus. Da. Când a venit Iisus, a venit Sfântul Mau Crăciun în Egipt, mai multe oameni au schimbat religia. Din religia de piatră, înainte au curtut în piatră, în vacă, la fel ca faraonilor. Când a venit Sfântul Mau aici, mai multe oameni adulți au schimbat religia. Adulți cum să face botez. Adulți cum să face botez. Au făcut pe asta, o fel de piscină, ceva mare. Uh-huh. Dar acum, în momentul actual, noi când facem botez, ne facem botez acolo. La fel ca în România. În Kazan. Da, în Kazan. Durează, depinde dacă băiat sau fata. Pentru băiat facem peste 3 zile din naștere. Scuze, 3 luni. Pentru fete, peste 6 luni. Băiat, 3 luni.
fete 6 luni. Cum faceți? Ați cuvântat cu bine în apă, 3 ori în apă, da. Și cu o rei din mință, pentru că România sunt ca... Ok? Acum ne facem asta. Bine? Haide? A, aici avem moșul Sfântul Beșnuna, un corp intact. Adică nu este moș, adică nu este o bucată. Vărstit așa, nu, este un corp intact. Acum are mai mult ca 1000 de ani de când. Nu este numeia, dar corp complet, cu organul, cu orice. Dar cauza numelui lui Iisus, cauza vicului lui Iisus, a rămas intact, până acum. E Sfântul Beșnuna, mai mult ca 1000 de ani de când. Aici este o zinte, de exemplu, Roger și Bacu. Doar zintei au murit în secolul 3 după Hristos. Au murit în secolul 3 după Hristos. E Sfântul Wax sau Waxes și Bacus. Bacus. Hai, tati! Aici, unde ne facem botez acum. Cazanul asta a fost făcut în secolul 4 după Hristos. Secolul 4? Da, secolul 4 după Hristos. Deci pentru botez. Ne facem că România să-ți cuvânta apă. Da. Pentru mine apă, 3 ori în apă. Yes. Ok? Haideți. În bază aici, încă o dată, o coană minunată, care are globe 700 de ani de chema, Dumnezeu Sfântul sau Angel David, Gabriel, Mihal, Mihail, da? Și Maica Domnului. Mihail și Gabriel? Maica Domnului. Cred că asta vrea să spună, nu? Până asta acum e mult ca 700 de ani de chema. 700 de ani? Cum poți și tu, David, de hai România! Doamne ajută la toată lumea. Cum cu toate. Asta este o fântână, apă. Apă în care a văzut. Există când am fost aici, că am simțit din asta aici, am fost cu muntele. Muntele. De ce? Și pentru că trebuie apă, niște fără apă. Lucia, fântana asta a venit. Ce cărți vechi. Chiar a băut Iisus. Acum 2024 de ani de chemă. 2024 de ani de chemă, Iisus la care a băut apă. Noi, venita voastră dată pe an. Când vinem aici în Paște și vin aici în Paște, o să primim câteva sticluțe de apă. Apa Sfântă. De aici a băut Iisus? Da, da. E o fântână. Ok? Acum să întâlnăm acolo jos, unde ar fi? Unde a dormit Iisus? Nu, a lăsat un caz. Trimul. O să-l zic că vei urmă. A, azi este nu. Securit. Aici unde ar fi? Nu, cremați. Intrăm la. Ce intrăm? Că aici a văzut cer. Era acolo bucătăria lor, unde a gătit mâncare și boli, ca a dat la asta, o fel de bucătărie. Acolo? Acolo. Asta a stat Fecioara Maria, nu? Iisus când a Fecioara lui, da, și la piatra, a făcut o fel de ștampă, de formă, aici. Este de aici. Aici, vă uitați? Scrie. Ce este aici? Ce este aici?
de piatră cu formă, de, cu formă ștampă de piatră. Bine? România, mi-ai stricat? Da. Ai România? În vasele anul 1967, când am avut război cu Israel, 7-7, am avut și mai mult zica asamblea de 5G. Domnul Oanțu s-a oprit acolo în Sinaj, unde e Sfânta Cătrina, de către armata Israel, armata de America. Ne-a făcut război contra America, Israel și Europa. Când îi spuneam Europa, nu adică România, nu adică Bulanda sau Bulunul, nu. Europa adică Britania, Franța, Germania. Când îi spuneam Europa, ok? Anul 1967 a fost Holy Week, săptămâna mare a 5G. A fost Holy Week, săptămâna mare a 5G, Venere Mare. Ava Chirollos, un bătriar. Un bătriar, se numește Chirollos, al șaselea. Ea a fost bătriar să-i trui în timpul aceasta. La ora a doua, a început război acolo în Sinai, la ora a doua a venit vedere. Ce înseamnă vedere, adică toată timpul care a fost aici, a văzut Iisus ca un fil. El când a plimbat pe drum, când a urcat pe crucea, vederea a fost acolo, unde este video la pământ. Au văzut Iisus live. Ce a întâmplat cu el, 100%. Vederea asta și mirosul de tămâi, de mir, a văzut pe mulți vedere care au fost cu el, Maica Domnului, Maria Majdurina. Miunica de Săptămâna Mare, are miunica special, Săptămâna Mare. Au ascultat, 100% că au atâmplat cu Iisus acolo, în orice lui. Vederea asta a rămas 4 ore, din la ora 2 până la ora 6. La ora 6 Iisus a murit, sau sufletul lui a aplicat spre Iisus. La ora 6 o culoană a spurgeat în genul Iisus. Adică, el a murit acolo, în Orsalem, și a murit cu noi aici. Eu vreau să spun ceva. O armată ca Egipt, armată ca armată Egiptului, noi, ca câștigam o război, pentru că câștigam război contra America, Israel și Europa, asta este în 8-la minune din lume. Va fi clar. Ce avem aici? Nimic. Ca butei de armată. Și ne-am câștigat război contra America, Israel și Europa împreună. Asta nu noi care ne-am câștigat, dar Iisus care l-a câștigat, nu noi. Noi nu avem nimic. Acum nu avem voie, avem putere, facem război contra Israel, singura, acolo la Palestina. Sau mai aici și lăsăm război acolo, în Palestina. Nu avem putere, facem război. Dar ne-am câștigat război contra Israel, Europa, America. Cauze, fabricatele, mână, Iisus. Aba Chirollos, când a văzut sângea asta, el a atingeat piatra. Mâna lui a făcut o formă de cruce.
O să vedeți pe fiecare o culoare, o cruță. Mai multe artiști au venit din Europa când se face test, asta original sau nu. Când a făcut la început, a făcut forma la fel ca de vatrine aici. În câteva minute se schimba forma, vă spun cum o luată aici. Așa de filmul de umană pentru soan sau umanele unui fost. Bine? Hai, ne spunem câteva dorințe aici, după aia plecăm afară. Băi, ce mă bucur că am ajuns aici. Și eu. Nu știam că o să ajungem la... Nu știam că o să ajungem aici. Nici eu. Habar n-aveam. Cu bisericile scoase. Stai să vă răspund ghidul. Foarte frumos. Nu știam că o să ajung aici. Eu chiar sunt cu biserica și cu Iisus. Și nu știam aici că o să... Aici biserul e important că o să lem. Nu știam că avem oprit la biserică. Aici altceva. Dumnezeu a făcut așa să ajungem aici. Chiar îmi doream să ajung în locuri de astea. Eu când am timp, vin aici, stau aici câteva zile. Adică nu vin aici să vizitați și plec, nu. Aici avem voie, stau aici, adică facem cazare în biserică. Când am timp, vin aici și stau două zile, trei zile. Frumos, Doamne ajută! Aici ești, nu? Este luăm suc ceva de aici. Stai. Deci am ajuns într-un loc minunat și foarte sfânt. Locul unde a trăit Iisus. Locul unde este o bucățică din crucea lui Iisus. Din eșarfa Maicii Domnului. Deci fără să știm și fără să vrem, am ajuns chiar unde ne doream să ajungem, într-un loc de ăsta sfânt. Mă gândeam la Ierusalim, la Muntele Sfânt, la astea. Deci când am venit în vacanța asta în Egipt, nu ne gândeam că o să ajungem aici. Noi când am luat excursia, am luat-o pentru piramide și am zis, bă, să căutăm ulterior, poate găsim să mergem și noi în locuri de astea sfinte. În fine, am luat excursia cu Cairo, nu știam că avem opririle astea la biserici și o să vedem toate locurile astea sfinte și mai ales locul unde a trăit Iisus, să fim acolo în peștera aia, în camera aia jos acolo. Deci am rămas fără cuvinte. Dumnezeu, prieteni, îi mulțumim că a fost alături de noi și mulțumim că a făcut în așa fel încât să ajungem și noi aici. Doamne ajută la toată lumea și nouă și vouă sănătate tuturor. Deci este incredibil unde am ajuns. Mă bucur foarte, foarte, foarte tare. Deci, foarte frumos lucrurile unde am fost, am rămas, m-am zis fără cuvinte. Mă bucur mult că am ajuns aici. Doamne, ajută la toată lumea. Nu știu cum unde mai mergem, ce opere mai avem, cred că la muzeu. Da, la muzeu. Nu? Nu prea mai am nici baterie la telefon. Oricum am filmat ca pe bandă. Le filmez de acolo, ca să ajung. Da. De aici ne bucurăm din suflet, serios. Vedeți când Dumnezeu are Dumnezeu plan mare. Cu tine, ajungi fără să programezi. Frumos, chiar mă bucur, m-am liniștit așa. Ce diferență între aici și bisericile cum în România? Deci locuri minunate. Frumos, tare. Ce modern. David, ești cu acolo, ia uite, ia-te pe spate, să vedem pe David. David, nu mai ești că nu David! Măcar o fermă și se întinde, dar l-a întoarce. A dormit și până am venit 5 ore, dar așa a făcut. Oricum n-am simțit oboseala și sunt liniștit așa în suflet, acum am fericit că am ajuns aici. Nu, sunt așa, nu? Acum mergem pe Muzeul Național și după aia let's go to Hurghada, to hotel, to resort.
NATO, let's go. Nu-mi vine să mă mai întorc în România. Când mă gândesc la ziua de plecare, că mai sunt două zile. Cine? La șatră. Aici. Lasă. Doamne ajută la toată șatra noastră, sănătate și la toată lumea care ne urmărește. Vă pupăm să fiți sănătoși, fericiți și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți voi. Vă pupăm și ne vedem mai târziu, că nu mai avem baterie.